Astăzi, în Comuna Bălești, autoritățile locale, dar și parlamentarii PSD de Gorj au sărbătorit cu mare fast inaugurarea sălii de sport ultramoderne din satul Ceauru. Sala de sport ultramodernă, construită în incinta unității de învățământ Antonie Mogoș din satul Ceauru, este o investiție realizată prin Compania Națională de Investiții, valoarea proiectului ridicându-se la 1,5 milioane de euro. Sala de sport are o capacitate de peste 100 de locuri în tribune, este dotată de asemenea cu vestiare și tot ce este necesar pentru desfășurarea în bune condiții activităților sportive. Astfel, începând de astăzi, sala de sport ultramodernă a devenit funcțională pentru toți iubitorii de sport, atât din Comuna Bălești, cât și din împrejurimi. Deci, începând de astăzi, după cum vedeți, avem o nouă sală de sport care așteaptă toți iubitorii de sport, începând de la elevii noștri ai școlii gimnaziale Antonie Mogoș și până la cei mai în vârstă iubitori de sport. Vrem să lărgim această activitate, vrem să aducem aici, să facem și o sală de fitness finanțată prin buget local, să ne aplecăm și pe partea feminină pentru întreținere și așa mai departe. Va fi pusă la dispoziție gratuit elevilor școlii noastre și cu o taxă, bineînțeles, care va fi impusă de Consiliul Local pentru iubitorii de sport care vor să folosească această sală. Pentru că acest obiectiv vă dați seama că trebuie și întreținut și are și costuri. Primarul Comunei Mădălin Ungureanu a ținut să mulțumească public președintelui PSD Gorj Mihai Weber pentru ajutorul acordat în implementarea și finalizarea acestei investiții și nu numai. Mulțumesc domnului președinte care este alături de mine, domnului Weber, că în perioada de atunci m-a susținut elocvent și necondiționat în toate proiectele care le-am adus în Comuna Bălești și n-au fost puține. Au fost proiecte, iată, prin Compania Națională de Investiții, care acum inaugurăm aniversarea și deschiderea acestei săli. Avem PNDL 2, care îl avem în desfășurare, o mare investiție și binevenită pentru comuna noastră. Este vorba despre infrastructură de canalizare în partea de nord a comunei. Este o investiție care la fel se ridică la peste 3 milioane jumate de euro și alte investiții pe care sunt gata să fie recepționate, la fel cum este și sala de sport. Și când spun asta, mă refer la cele două cămine culturale din Comuna Bălești și la centru social cu îngrijiri la domiciliu din satul Cornești. La rândul său, parlamentarul Mihai Weber a mulțumit edilului pentru invitația la această manifestare, dar și pentru oportunitatea de a fi alături de el în momentul inaugurării. În primul rând, vreau să-i mulțumesc primarului pentru oportunitatea aceasta de a participa, de a fi astăzi alături de domnia sa și nu numai de toți locuitorii din Bălești, pentru că, în primul rând, este un primar model. Este un primar care a pus în prim plan comunitatea și, sigur, oamenii pe care îi reprezintă. Așa cum spunea și domnul primar, sunt o serie de investiții în curs de desfășurare, unele care sunt finalizate, iată că participăm la o finalizare a unei investiții care aduce un plus valoare, aduce, dacă vreți, o îmbunătățire a calității vieții în fiecare localitate. De asemenea, vorbea domnul primar despre un program care eu îl consider un program de succes al României, PNDL, pentru că vorbim despre peste 100 și ceva de investiții începute în 2018-2019, investiții care vizează majoritatea domeniilor, educație, sănătate, uitați aici, o sală de sport prin CNI, la fel o companie care investește și care are foarte multe proiecte în Gorj. Într-un cuvânt, este de apreciat efortul pe care îl face și exemplul pe care îl dă domnul primar al Comunei Bălești, pentru că, repet, pentru mine este un om deosebit și pentru echipa Partidului Social Democrat este un exemplu de primar prin ceea ce face. Directorul școlii Antonie Mogoș din Ceauru susține că această investiție era necesară, dat fiind faptul că peste 200 de copii din acest sat își desfășurau orele de sport într-o sală veche. Ne bucurăm că am putut să beneficiem de o asemenea lucrare la nivelul Comunei Bălești. Sala de sport din satul Ceauru se adresează la peste 200 de copii care vor face orele de sport în această incintă. Mai ales că noi dispuneam de o sală veche și destul de mică, care nu permitea să desfășoare acțiunile în condiții. Două echipe de fotbal locale au jucat un meci demonstrativ cu ocazia evenimentului.